Organizația județeană Aur-Hunedoara și-a definitivat listele candidaților pentru Camera Deputaților și pentru Senatul României, ieri candidaturile fiind depuse la Biroul Electoral Județean. Lista la Senat este deschisă de senatorul Vasilică Potecă, iar cea de la Camera Deputaților de președintele Aur-Hunedoara, Tiberiu Barstan. Alianța pentru Unirea Românilor Hunedoara a depus ieri oficial listele de candidați pentru alegerile parlamentare la Biroul Electoral de Circumscripție Județeană. După mai multe negocieri s-au stabilit și listele cu hunedorenii din cadrul AUR, care vor intra în cursa electorală pentru alegerile generale. Astfel, la Senatul României, candidații AUR din județul Hunedoara sunt pe locul întâi Vasilică Potecă, urmat de Cristian Sorin Alic, Dumitrela Gabriela Iosip, Marinela Iacob și Emanuel Andronache. Pentru Camera Deputaților, candidații AUR din județul Hunedoara sunt Tiberiu Claudiu Barstan, Cristian Cațan, Gabriel Ionașcu, Alina Maria Nicola, Ioan Emanuel Clej, Ionuț Georgel Popa, Viorel Adelin Rotariu, Emanuela Didina Maier. Reprezentanții AUR din județul Hunedoara spun că vin cu o echipă formată din profesioniști cu o vastă experiență în economie, educație, sănătate și antreprenoriat, oameni de care România are nevoie pentru a deveni o țară funcțională, prosperă și demnă, în care să ne creștem copiii în respect pentru valorile noastre naționale.